A fost o noapte grea pentru mii de români. A plouat atât de mult încât zeci de drumuri au fost blocate, mai multe sate au rămas fără electricitate, iar multe dintre gospodării au fost măturate de viitură. Au fost probleme mari în 32 de localități din țară. Un grup de 24 de turiști a avut nevoie de ajutorul pompierilor după ce a rămas blocat în munții Apuseni din cauza vremii severe. Ploile abundente și vântul puternic au făcut ravagii pe mai multe drumuri din județul Alba. DN-75 a fost blocat din cauza aluviunilor în zona Scărișoara, iar drumul comunal care face legătura dintre Horea și Albac a fost și el afectat. Mai multe gospodării din satele Ciocănești, Poiana Împoiului și Meteș au fost inundate de apa care a curs de pe versanți. Probleme din cauza vremii au fost și pe traseele montane din zonă. Un grup de 24 de turiști împreună cu ghidul montan a rămas pe munte după ce traseul pe care mergeau a fost blocat. Pompierii au reușit în cele din urmă să-i localizeze și i-au dus într-o zonă sigură. Din cei 24, doi soții de 59 și 54 de ani au avut nevoie de îngrijiri medicale. În întreg județul Alba a fost cod portocaliu de vreme severă. Grav afectate de ploile torențiale au fost și mai multe localități din județul Hunedoara. Cele mai mari probleme au fost în satul Hăj. Meteorologii au emis din nou avertizare de vreme severă. Vor fi furtuni și ploi torențiale în cea mai mare parte a țării.